În noaptea de 12 spre 13 iulie, trei persoane au fost surprinse în flagrant de polițiști în stațiunea Mamaia, având droguri asupra lor în scop de consum propriu sau vânzare. Este vorba despre doi tineri din județul Ilfov de 19 și respectiv 20 de ani, ce aveau asupra lor aproximativ 50 de grame de cannabis. Drogurile au fost descoperite de polițiști în urma unui control amănunțit efectuat asupra bagajelor și a autoturismului cu care cei doi se deplasau. Totodată, polițiștii au surprins în flagrant și un tânăr de 24 de ani din București, care deținea asupra sa și în autoturismul cu care se deplasa 39 de comprimate de ecstasy în scopul vânzării. Cei trei tineri depistați de către polițiștii constanțeni în urma unei acțiuni desfășurate în acest weekend sunt cercetați, doi în stare de libertate, iar unul în stare de arest preventiv. Cei doi au fost depistați având asupra lor o cantitate de cannabis, iar cel arestat având asupra sa mai multe comprimate de ecstasy. Persoanei în cauză i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, iar procurorii DIICOT Constanța au luat măsura preventivă a reținerii pe o durată de 24 de ore. La data de 14 iulie, pe baza probatoriului administrat în cauză, instanța a dispus măsura arestării pentru 30 de zile.